Haideți vă arăt cum pregătiți cea mai gustoasă omletă cu cremvuști. Pentru început o să dăm 2 cremvuști pe răzătoare sau pur și simplu puteți să tăiați rondele mai subțiri. Apoi într-o farfurie am pus două ouă, le-am condimentat cu sare, puțin piper, am adăugat cremvuștii dați pe răzătoare, am pus și niște pătrunjel și am amestecat bine, apoi într-o tigaie am pus niște ulei, după care am adăugat cremvuști cu ouăle. Am lăsat totul câteva minute pe fiecare parte, apoi am adăugat cașcaval ras, niște ardei și am mai lăsat totul în tigaie cam 4 minute. După cum vedeți, acesta este rezultatul final, se prepară în mai puțin de 10 minute și vă asigur că este foarte gustoasă. Cremvuștii pot fi înlocuiți cu șuncă, crnați, ce vă place. Nu uitați să distribuiți această postare cu prietenii dumneavoastră. De asemenea, aș vrea să știu ce părere aveți lăsându-mi un comentariu. Vă mulțumesc!